A fost rupere de nori în Craiova, ploaia torențială cu tunete și grindina a făcut prăpăd. Mai multe străzi din oraș au fost complet acoperite de apă. Canalizarea a refulat, iar traficul a fost îngreunat. Mașinile au rămas blocate în apă. Un plop a căzut pe cablurile de tramvai, iar secția de istorie a Muzeului Olteniei a fost inundată. Ploaia torențială a inundat din nou străzile Craiovei. Șoferii au rămas blocați în trafic. Nu au mai putut înainta din cauza apei care a inundat autoturismele până la jumătate. O stradă din municipiu s-a surpat după ce capacele de canal au cedat din cauza furtunii. Reprezentanții primăriei Craiova spun că strada fusese reparată în urmă cu 2-3 ani. Angajații companiei de apă au intervenit pentru remedierea deficiențelor de canalizare. Craiovenii sunt dezolați de felul în care arată orașul lor după ploaie și de faptul că nu au fost ajutați de pompieri. Ce credeți că putem face? Erați acasă când a început să plouă? Da. Povestiți-ne cum a fost, vă rog. De 10 minute. Poftim? În decurs de 10 minute s-a umplut toată strada. De o oră jumătate de când am sunat la pompieri, mi-au spus că nu sunt mașini. Da, sunt prea multe solicitări. Așa Nici Muzeul Olteniei nu a scăpat de furia apelor. Secția de istorie a muzeului a fost inundată în zona în care sunt depozitate obiectele de patrimoniu. Din fericire, operele de valoare nu au fost afectate. Trebuie neapărat învolită apa din suțul liftului. Înțeleg. Deci trebuie neapărat învolit, pentru că e plin și nu mai poate fi preluată apa la o nouă ploaie, scurt timp, intră în zona depozitelor și nu mai au nicio șansă. Inundațiile din Craiova vin în contextul în care jumătate din țară a intrat sub un nou cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va menține pe tot parcursul săptămânii.